Administrația locală își dorește ca Suceava să fie și în acest an un oraș al florilor. Primarul Ion Lungu a declarat că în toamnă s-au plantat 50.000 de bulbi de lalea și în primăvară 2.000 de fire de trandafiri. Edilul municipiului a precizat că în continuare vor fi puse flori de mușcate în ghivece și vor fi montate pe stâlpii de iluminat. Primarul Ion Lungu a declarat că astăzi în Suceava avem o simfonie al alelelor. În acest sens, Ion Lungu a adresat sucevenilor îndemnul de a se bucura de frumusețea orașului.